Da, mulțumesc pentru legătură, iar am ajuns la psihoterapeut. Noroc, Alina Iliescu este și vecina mea, sau mă rog, a fost. Bună dimineața! Bună dimineața, încă mai sunt. Singurul vecin care mă și ascultă, am deschis data trecută un subiect pe care bărbații nu-l foarte plac și am zis, avem curajul să vorbim într-o ediție despre felul diferit în care iubim într-o relație, de orice fel ar fi ea. Și vecina mea a zis, da, am curajul, dar s-ar putea să se lase cu cântărire în fața televizorului. Nu asta căutăm, deși el o să-i dea ei cot și o să zică, ți-am zis că te iubesc mai mult și ea, ba nu, eu te iubesc mai mult, dar nu despre asta este vorba. Din filmele americane, trebuie să recunosc, am aflat că unii sunt giveri, adică oferă, și alții takeri, adică primesc. Asta nu înseamnă că cel care este taker nu iubește, dar iubește altfel. Bineînțeles. A, ia uite că nu mă uit degeaba la filme. Poți să mă explici mai științific treaba? Da. În funcție de cât de așteptate am fost, cât de iubiți am fost și cum s-au comportat părinții și bunicii cu noi în primii ani de viață, atât de mult iubim și noi. Ok. Și atât de mult avem și noi de dat și de oferit. Însă dacă în primii ani de viață avem niște lipsuri, da, pentru că, nu știu, am fost crescuți de prea multe persoane, nu au avut atât de mult timp, nu am fost, ei nu au această capacitate de a iubi, părinții nu au această capacitate de a iubi, okay, atunci trebuie să primească. Înseamnă că undeva în structura noastră psihică avem un gol, okay, și nevoia noastră e să fim mai iubiți decât avem capacitatea să iubim. Și atunci, într-o relație, în momentul în care celălalt tot timpul își cere iubire și vrei și tu să primești la rândul tău, însă el nu are de dat, se creează un dezechilibru. Bun, dar putem regla treaba asta? Adică ar trebui să fim conștienți și putem lua medicamente, cum se zice? Sau așa o duci povara asta până în sfârșitul vieții? Ideea e că într-o relație cu celălalt avem nevoie de celălalt într-un procent de 20%. Adică noi ar trebui să intrăm într-o relație când deja suntem ok noi cu noi și suntem fericiți. Celălalt trebuie să ne facă puțin mai fericiți. Doar 20%? Doar 20%. De ce soțiile vor să stăm cu ele 110%? Nu întreb pentru mine, bineînțeles. Soțiile nu vor să stați cu ele 120%, ci vor să le ascultați. A, să le ascultăm 120%. Și în general avem nevoi diferite. Bărbații, după ce vin de la muncă, simt nevoia să se relaxeze. Și să se retragă într-un loc în care ciudat, nu? Nu vorbește nimeni cu ei și îi lasă liniștiți în peștera lor, relaxați, fără să le zică nimic. Nu? Femeile n-au aceeași nevoie. N-au, ele vin obosite și când trec pragul casei sunt din nou... Femeile, ca să se relaxeze, da, au nevoie să vorbească. Și femeile, da, au 10.000 de cuvinte pe care le au de vorbit și dacă nu sunt vorbite la muncă, atunci o să vorbească toate acele 10.000 de cuvinte. Poate mai sunt și de ieri nevorbite și de alaltă ieri. Sunteți ca telefoanele mobile, trebuie să intrați în priză și dintr-o dată vă crește. Aveți baterie de 5.500. Deci femeile, când sunt stresate, ca să se relaxeze, trebuie să vorbească. Da. Și bărbații, când stau și le ascultă exact așa, da, bărbații simt nevoia să le dea soluții. Deci dacă o femeie vine și îi spune, sunt nemulțumită pentru că la job mi s-a întâmplat asta, asta, el spune, dar renunță, domnule, la jobul ăsta, dar pleacă. Și ea zice, dar nu mă simt înțeleasă, tu nu mă înțelegi că eu nu vreau să renunț, Doamne, la job. Aina, eu doar vreau să fiu absolut ascultată. Corect, ea nu ți se plânge decât dacă e vorba de țeava de la baie, ca să-i dai tu soluție. Băi, prostule, tu doar fă așa. Îți mai aduce aminte când erai la chimie și nu aveai nicio treabă cu chimia, dar trebuia să dai impresia că o asculți pe doamna profesoară? Numai căsca în tine, că se văd nările, că se măresc. Deci e important, două lucruri. Unu, nu căsca în tine și doi, ascultă. Fă-te că asculți. Și atunci ea are această supapă și se mai depresurizează. Dar să revenim la modul diferit în care iubim. Și am pus o întrebare foarte sinceră. Noi venim dintr-o venim dintr-o epocă în care părinții nu prea spuneau te iubesc, din vari motive. Copilul trebuia lăsat și singur să mai și plângă că se întărește. Și copilul era mai traumatizat. Nu pot, nu sunt eu în măsură să zic asta, iar de tantrum n-am aflat decât foarte târziu. Și copilul, dacă se tăvălea pe jos, poate îi mai trăgeai și încă o mamă de bătaie să aibă de ce să se tăvălească. Exact. Deci clar, noi purtăm o povară mare.
e de datoria noastră să mai scădem din ea pentru copiii noștri, dar putem oare anatomic să facem treaba asta? Sau poate este un blocaj științific și rămânem cu el? Mă bucur că ai adus din nou vorba despre transgenerațional și ce vine din spate, pentru că noi nu suntem niciodată singuri. Suntem noi cu tot neamul. Asta înseamnă că în relația de cuplu și în relația de familie aducem și tot ce vine din spate. Modelele noastre de cuplu, modelele noastre de familie, inclusiv modelul nostru de părinți. Și atunci, dacă am avut... Ați comună divin! Când vă zic că nu l-au ținut în brațe nici pe ăsta. Doamna doctor. Da. Te salut, Dani. Am venit să-ți arăt ceva, că am văzut că se vorbește despre relații perfecte și care de durat așa. Așa. Și îmi doream, dacă poți, să te uiți un pic la pantalonii mei. Îți plac? Bă, pleacă de aici, că copii. Du-te de aici. Îți plac? Revin imediat să vorbim despre... Să vorbesc cu mamiță, că ceva n-a făcut bine, mă. Doamne, dar cât zahăr i-ați dat când era mic? Era zahăr la Constanța. Hăți cu bună dimineața! Putem să spunem că a fost un copil iubit. Asta, prea iubit a fost. Că are de dat la toți acum. Dorian împarte, el împarte dragoste. Nu contează cine ești. Ai venit să mături în încăpere, te ia în brațe, te pupă. Aveți grijă, operatorii. Operatorii, iar vă ia la pupat ăsta și să nu vă atingă cu pantalonii. Revenind, deci tu care tot neamul cu tine, bun. Și toate traumele și tot ce vine din trecut. Și trebuie să ne aducem aminte că în trecut au fost două războaie, a fost comunism, a fost foamete. A fost puțin cam dificil pentru ei și atunci ei nu au acest model iubitor. N-au de unde. Da. Și nici nu aveau timpul necesar. Trebuie să ne aducem aminte că părinții noștri au fost o generație de sacrificiu. Ei lucrau în două, în trei schimburi. N-aveau TikTok. Mamele erau obligate după trei luni să meargă la muncă. La nu fabrică. Aveai doi ani, cum e acum. Extraordinar. Și noi încă suntem o țară în care avem acești doi ani. Sunt țări în care după 3, 4, 5, 6 luni trebuie să mergi la muncă, legal, din punct de vedere legal. Dar noi suntem țara cu cea mai lungă perioadă de după maternitate. Exact. Bun, și ține de mine, ca bărbat sau femeie, să mai reglez din lucrurile astea. Cum încep? Mai întâi conștientizez. Bă, cred că n-a fost foarte bine. Primul și cel mai important lucru e să ne cunoaștem pe noi și să ne iubim noi pe noi, să ne înțelegem, să înțelegem cu ce bagaj venim noi în relație. Uh-huh. Pentru că sunt persoane care spun, eu nu pot să stau fără o relație, eu doar în relație mă simt iubit, eu am nevoie de celălalt să mă iubească. Așa e, știu pe ăștia. Ei, atunci e o problemă, pentru că aceste persoane sunt foarte dependente și se lipesc ca o mufă la celălalt, dar sunt vâscu de pe copac. Dar nu e o invenție. E prea mult, e o iubire toxică. Prima dată avem nevoie să ne vindecăm și să intrăm într-o relație ok, măcar să înțelegem cu ce traume venim din spate. Ok. Da? După ce am înțeles cu ce traume venim din spate, trebuie să înțelegem că noi, femeile și bărbații, din punct de vedere al creierului, uh-huh, suntem diferiți și avem nevoi diferite. Slavă Domnului! Și spuneam că femeile, când sunt stresate, au nevoie să fie ascultate, ele așa se simt iubite și așa le scade nivelul de stres. Și dacă le mai și luăm în brațe și le mai și pupăm și zice și spui, eu te înțeleg, iubita mea, ai dreptate, uite, ai în plicul ăsta cu o dedicație de la mine, un buget de shopping, du-te și te relaxează două ore, că rămân eu cu copilul acasă. Să vedeți ce fericită o să fie! Tot la shopping ajunge și psihoterapeutul. Câți bani ați dat femeilor din România la oficiu pentru psihoterapie din România ca să sponsorizați aceste patinaje, cum și la televizor să... Alina, pun două întrebări de final. Întrebarea 1 este dacă pe lângă supapa asta emoțională, deci trebuie să o asculti, să-i dai buget, să nu știu ce, poți să o ieși de păr ca în 365? Adică... acum, în dormitor... Asta vă privește. Și asta e tot supapă? Este, că e un fel de a descărca tensiunea. Sexualitatea e unul din felurile în care descărcăm tensiunea. Cu ce vină? Sunt eu pe șefui. Na, mă rog. Și a doua este, eu ce-am înțeles în mare parte, dacă vrei să vezi dacă el e acela, evident îl scanezi, te uiți în jurul lui. Cred că tocmai ne-ai convins că poți clădi o familie cu unul pe care l-ai scanat bine din alte puncte de vedere decât dacă are o mașină foarte tare, o chirie foarte mare și multe vacanțe făcute afară. Astea se văd ușor. Dar cred că trebuie să sapi un pic în jur ca să vezi dacă vă potriviți. Bineînțeles. E foarte important. În trecut bărbații vânau.
Da. Și atunci femeia avea tendința să aleagă cel mai bun vânător. Da. Și era bătaie pe cel mai bun vânător. Da. În prezent, bărbații își demonstrează potența cu mașina, cu statutul financiar și felul în care se simte el și felul în care e privit de cei din jur. Corect. Și atunci femeile aleg acei bărbați care sunt cei mai potenți. Corect. Din punctul acesta de vedere. Însă, transgeneraționalul și ce vine din urmă, într-adevăr, nu prea suntem atenți la el. Și când intrăm în relație și începem să dormim împreună și să locuim în aceeași casă, observăm că ea, în structura ei, e mai masculină decât bărbatul. Și bărbatul, de fapt, e mai feminin în structură decât ea. O să vorbim despre asta, Alina, că bănuiesc că ea, într-o bună zi, l-așteaptă, îl ia de păr așa, ca între 365 și începe melodia aia și după ce face așa, ea lui și toate lucrurile o iau ras. Dar mulțumim tare mult! Mare drag! Treaba noastră aici este să băgăm doar bățul prin gard și treaba voastră ce faceți cu ursul, că nu e ursul nostru. Dar cred că am ridicat niște semne de exclamare, dacă nu chiar de întrebare. Mulțumim, să ne vedem cu bine! Răzvan, vezi că vine ăsta și te pupă, să ai mare grijă!